emoție. Cismigiu face parte din, din, oarecum, din fundația personalității Bucureștiului. Face parte din ceea ce înseamnă București și Bucureștiul n-ar mai fi București fără Cismigiu. Cismigiu e un loc, e o atmosferă, în primul rând. E o zonă care are nevoie de oameni și oamenii au nevoie de ea. A încercat să schimbe Parcul Cismigiu în ceva nebulos, probabil crezut modern, este pur și simplu, mie mi se pare că este o crimă. E ușor să distrugi, mai greu e să construiești. Pentru mine, Parcul Cismigiu înseamnă inspirație. Când mă amintesc de tinerețe, mă amintesc de Cismigiu. Cismigiu este și locul unde prima oară am spus unei fete, te iubesc. Cismigiu pentru mine înseamnă aleile pe unde m-am plimbat cu soțul meu, de mână, jurându-ne iubire până la moarte. Că îmi creează o stare de panică că se va strica un lucru frumos, de care mă leagă multe amintiri. Cismigiul cred că ar avea nevoie de mult mai mulți oameni care să aibă puterea să vadă frumosul. Deși stau de 15 ani în zonă, am început să frecventez parcul abia în ultimii 2-3 ani. Și amintirile pe care le-am legate de Cismigiu, acum le fac, când ies cu copilul în parc. Cismigiu e încă tânăr, încă mai are multă vreme de trăit. I-aș ura să aibă o viață lungă trăită în demnitate și în multă eleganță. Cismigiu trebuie să fie o emblemă de frumusețe, de curățenie și de aer proaspăt al Bucureștiului, așa cum a fost el în trecut. Cismigiu ar avea nevoie să fie iubit, nu să fie chinuit, să fie îngrijit, să fie îmbrățișat cu drag. Un parc în mijlocul unui oraș este un spațiu care ar trebui să fie pentru relaxare, pentru momente de liniște, un spațiu care să ne încânte sufletele și ochii. Haideți să menținem și Cismigiul, un colț de rai în inima Bucureștiului.